Bună, mă numesc Elena de la bysunshine.com și astăzi vreau să vă arăt comanda, de fapt este a doua comandă de pe site-ul melchior.ro și primul produs este această pensulă de estompare cu păr de veveriță și m-a costat 31 de lei 50 de bani în loc de 35 de lei, a fost redusă cu 20%. Îmi pare rău. Foarte mult îmi pare rău că n-am descoperit mai devreme produsele Melchior și anume pensula aceasta. O recomand, mi-a plăcut foarte mult, am realizat astăzi machiajul cu această pensulă. Și următorul produs este o paletuță cu trei nuanțe de corector. Arată așa. Această paletuță are o oglindă și o pensulă în interior, deja am folosit-o. Este foarte utilă pensula, este din piri sintetici, m-a ajutat foarte mult la aplicarea corectorului. Și paletuța să vă arăt. Arată așa, între nuanțe neutre. Deci două din ele deja am folosit și mi-a plăcut foarte mult, estompează foarte bine, este cremos. Prețul este de 60 de lei, dar am dat pe ea 40 de lei pentru că după prima comandă am avut o reducere de 20 de lei și trebuia să profit de această reducere. În plus, toate produsele Melchior în luna august vin cu curierul gratuit, așa că am profitat de această ofertă. Și paletuța expiră în 6 luni de la deschidere. Deci trebuie să ținem cont că am deschis ieri această paletuță și să o folosesc. Deci vreau să vorbesc și despre produsele Melchior care le-am comandat câteva zile în urmă și care am avut paletuță mai devreme. Și vreau să vă arăt prima paletă. De fapt, le-am amestecat fardurile în paletă. Paleta este magnetică. Și să vă arăt, să vă zic secretul meu cum am folosit aceste două paletuțe. Să începem cu prima. Deci, această nuanță am folosit-o pentru iluminare. Aceasta am folosit-o pentru machiajul ochilor. Scuze că am început să mă bâlbâi. Așa, și următoarea paletuță. Nuanța asta de albastru este pe ochi. Roșu acesta l-am folosit. Acest roz l-am folosit ca blush. Și acest maro mat l-am folosit ca conturarea sprâncenilor. Așa că mi-au plăcut foarte mult aceste farduri, sunt foarte pigmentate și universale până la urmă. Și mai am un fard tot de la Melchior Mono. Este un maro mat. Are și oglindă. Acest maro este pigmentat și l-am folosit astăzi pentru conturarea feții. Vă arăt și eu un swatch. Uitați aici. Am și un swatch pe mână la creioanele care le-am comandat. Este alb și foarte pigmentat de la Melchior și negru. Ambele le-am folosit astăzi în machiaj. Dacă se vede. În plus, am folosit și bază de machiaj de la Melchior care mi-a lăsat pleoapa foarte fină și s-a aplicat foarte ușor fardul și s-a estompat foarte, foarte ușor. Această bază are 12 luni de la deschidere, ceea ce mă bucură pentru că dacă era 6 luni, sigur nu o foloseam în timp de 6 luni. Pentru că are 4 grame de produs, destul de mult și m-a costat
costă în jur de 30 de lei. De fapt, 30 de lei fără reducere. Am avut o reducere de 20%. Cam asta sunt produsele care mi-au plăcut foarte mult de la Melchior. Și a doua comandă care mi-a sosit ieri și am folosit ieri și astăzi. Am să mai comand de la ei când o să aibă reduceri sau când am nevoie de un produs. Am în plan să-mi cumpăr mai multe farduri de la ei și mate și sidefate cu paleta magnetică dacă o să fie încă paleta cadou. La 6 farduri am primit paleta cadou. La fel dacă la 12 și 24 primiți paleta cadou. Așa că recomand site-ul melchior.ro. Dacă v-a plăcut filmulețul ăsta, dați un like și un subscribe. Mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. V-am pupat!